Salutare, dragi colegi! Astăzi avem în față un compresor, un compresor Steinhaus, un compresor mic, fără butelie, stil geantă, să zicem așa, practic, pentru acasă. Cu el poți să umpli roți de bicicletă, roți de mașină, piscine. Și am văzut prea multe video cu el, nu sunt prea multe filmulețe pe YouTube cu el, nu sunt. Am văzut că merge să pui și un pistol dintr-un pneumatic, dar mă gândesc că îți trebuie ceva aer, adică nu poți să-l folosești foarte mult timp, mai ales că el trebuie să-l lași din, să-l folosești 1 minut jumate din 10, adică 8 minute jumate se răcește. Dar pentru casă, pentru să umfli o roată, să cureți diferite scule cu el de praf, cred că este excelent. Am să vedem cum funcționează și la umflatul roților când am să ajung la mașină cu el. Așa arată destul de bine. Ce să zic, vine foarte frumos ambalat. Să-l desfacem, să vedem ce avem în interior. Aici cutia trebuie să aveți grijă să o desfaceți cum trebuie, pentru că dacă vreți să returnați, este posibilitatea să returnezi. Nu-mi doresc să returnez, clar asta, nu am un compresor acasă și mi-ar fi foarte util să fie așa pe placul meu, pentru că decât dau la pompă Este foarte dificil. Am ceva roz de umflat. Da, arată destul de... Este bine așa, arată bine. Aici, în el găsim compresorul. E simpatic, foarte simpatic, micuț. Buton de pornire, oprire, nu se oprește automat, din păcate, când se termină la acel minut jumate nu se oprește, dar na, asta este, vine și cartea, probabil și garanția, găsim aici, cutia trebuie păstrată, un compresor micuț, util pentru casă, ia să-l întragem, aici avem și ventilele de umflat. Nu știu pentru ce sunt, probabil minge, saltele și nu știu ce alte chestii. O am să citesc pe carte, să vedem pentru ce se folosesc. Uite, pentru minge, pentru curățat, pentru vopsit probabil, sau curățat, pentru barcă. Da. Dar bărci nu avem de umflat, asta e problema. Ia să vedem ce avem aici. Aici avem pistolul. Sper să funcționeze destul de bine. Să-mi indice bine acolo ce zic, furtunul de aer. Și cupla, da, și cuplă la el. Și avem cablu de... de curent. Da. Este un compresor, să zic așa, simpatic, micuț, util pentru casă, pentru curățatul sculelor sau pentru umflat, decât să dai la pompă,
mai bine îți iei un compresor de ăsta așa micuț și îți faci treaba. Am văzut destul de multe opinii pozitive pentru el. Ce mă impresionează că totuși arată bine ca și calitatea plasticului după el, arată foarte bine. Arată chiar bine, nu chiar excelent, dar la prețul ăsta nici nu prea îți permis să ai prea multe pretenții. Cutie pentru accesorii. Da, foarte, foarte simpatic. Foarte, foarte simpatic. O să vedem, să vedem și cum. Facem o probă aici. Intră cupla, intră destul de bine. Ia, vedem că avem aici o priză. Destul de gălăgios, destul de gălăgios, face ceva gălăgie, dar să sperăm că putem să ne facem treaba, să ne facem treaba cu el acasă. Deocamdată atât și o să revenim cu el la roțile de la mașină.